Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Politicienii Clujului. Astăzi îi avem alături de noi pe domnul consilier județean Iulius Mortean și pe domnul deputat Adrian Olos. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați găsit! Bună ziua! Și pentru că suntem în campanie electorală, noi clujenii ne-am propus să știm exact ce-și dorește PNL-ul pentru... cum se pregătește PNL-ul pentru nouă guvernare. Și v-aș întreba aplicat. Care sunt prioritățile bugetului pe anul, ale PNL-ului în bugetul pe anul 2017? Da. Cred că cetățenii ar trebui să știe că proiectul de buget pentru 2017 va fi alcătuit de către noul guvern PNL condus de Dacian Cioloș și va fi votat de către noul Parlament. Înainte de a discuta despre prioritățile Partidului Național Liberal, aș vrea să amintesc că anul acesta s-a obținut o creștere economică de 4,8%, practic cea mai mare creștere economică din zona euro. Au crescut numărul locurilor de muncă cu 3,4%. Este vorba de 154.000 de locuri de muncă. S-a înregistrat cea mai mică rată a șomajului, 4,77% din ultimii ani, de după criză, astfel încât la finele acestui an au fost posibile unele rectificări bugetare care s-au îndreptat spre niște sectoare prioritare pe care guvernul Cioloș a considerat că sunt prioritare. Și aici vreau să mă refer în primul rând la Ministerul Apărării, unde s-a făcut o rectificare de 1 miliard. Pentru că noi avem un obiectiv în 2017 pe care noi ni l-am asumat împreună cu președintele Klaus Iohannis, toate partidele, am semnat un memorandum pentru acel 2%, respectiv 15,8 miliarde pentru Ministerul Apărării. De asemenea, la această rectificare s-au mai primit la Ministerul Sănătății 2,21 miliarde de lei, la Ministerul Dezvoltării Regionale, și asta este foarte important pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, 1,25 de miliarde, îndeoseb pentru școli și pentru drumuri. De asemenea, la Ministerul Agriculturii, 1 miliard pentru schema de plăți directe și 85,7 milioane pentru subvenții. Și pentru reechilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale s-au repartizat 1,7 miliarde de lei. Legat de prioritățile Partidului Național Liberal pentru bugetul de anul viitor, noi nu am ascuns, dimpotrivă, am cunoscut că pilonii pe care vrem să ne așezăm programul de guvernare sunt sănătatea, educația, apărarea, sigur și protecția socială și crearea de noi locuri de muncă. Sursa principală pentru a aduce banii la buget, bani pe care apoi să-i putem orienta sigur și spre zona de protecție socială. Pentru că noi considerăm și în asta credem că un popor educat, un popor sănătos, în condiții de securitate și într-o economie care nu este viciată de corupție, are șansa la dezvoltare, are șansa la bunăstare. De aceea, prioritățile noastre vor fi educația, sănătatea, apărarea și reforma justiției, crearea locurilor de muncă. Domnule Iulius Mortean, pentru Ghela, care sunt proiectele care le susțineți, proiectele care le-a susținut atunci când Partidul Național Liberal a fost la guvernare? Da, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați invitat la această emisiune. Sigur că administrația liberală la nivel de municipiu Ghela s-a derulat începând cu anul 2004 și până în prezent, timp în care s-au creat și s-au realizat foarte multe proiecte, care unele s-au finalizat, iar unele în acest moment sunt în derulare. Dacă tot prin interiorul meu asta aș vrea să amintesc faptul că la acest moment sunt în execuție pe infrastructură modernizarea a două loturi de străzi care în ciclul electoral 2012-2016 au fost votate de Consiliul Local împreună cu primarul Marius Sabo, liberalul Marius Sabo, care a fost primar la acea vreme,
Ele sunt în derulare. Mai este un lot de 27 de străzi care la acest moment trebuie încărcate pe SEAP și va fi procedura de achiziție pentru a determina cine va executa lucrările respective. Tot la nivel de municipalitate Gherla, în administrația liberală, au fost elaborate studiul de fezabilitate pentru reabilitarea spitalului municipal, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru canalizare subterană a rețelelor de comunicație electronice și așa electronice, amenajarea terenurilor de sport din Parcul Mare al municipiului Gherla și foarte multe alte proiecte care au fost la acel moment întocmite și care sunt în acest moment în stadiu de depunere și de finanțare. Așadar, proiecte foarte mari pentru Gherla. Continuăm oarecum seria aceasta a asfaltărilor în județ, pentru că era mare nevoie și conducerea PNL ține întotdeauna cont de faptul că și din câte vedem noi ca și Clujeni, din municipiu, dar și în județ, lucrurile încep să se miște și încă de pe guvernarea, să spunem, de pe conducerea PNL în Gherla au început proiecte mari. Da. Și vă felicităm pentru asta, sperăm să le puteți continua. Sunt foarte multe proiecte, repet încă o dată, care sunt în derulare în acest moment și care vor crea bunăstare pentru cetățenii municipiului Gherla. Acum, din poziția de consilier județean, împreună cu președintele Consiliului Județean Alin Tișe și cu colegii liberali care suntem în grupul majoritar din Consiliul Județean, vom participa și vom activ și vom susține toate proiectele care sunt în derulare în parteneriat cu Consiliul Județean, Primăria Gherla. Chiar mai mult încercăm să facem de așa natură ca orice ce aduce bunăstare în municipiul Gherla și se poate cu ajutorul Consiliului Județean, ba chiar mai mult după 11 decembrie, cu ajutorul Guvernului, care noi considerăm că 100% va fi un guvern liberal, să susținem și să facem de șanătură ca lucrurile să meargă bine în municipiu. Domnule deputator, cum vedeți problema familiei în România? Pentru că până la urmă este celula de bază a societății. Da, am văzut în ultimele săptămâni discuția despre cum ar trebui să arate familia la român. Și există și dorința de a face acel referendum la care toate partidele au căzut de acord să-l facem în perioada lunii aprilie. Toate partidele am semnat, noi în primul rând am semnat un proiect de colaborare cu Coaliția pentru Familie, în așa fel încât să fie consultați cetățenii. Dar din punctul meu de vedere, noi liberalii susținem familia tradițională și familia activă. Și aș vrea să explic ce înseamnă acest lucru. Familia tradițională înseamnă familia formată dintre un bărbat și o femeie. Așa cum prevede și Constituția. Prevede și Constituția. Iar familia activă este familia care se trezește în fiecare dimineață și se duce la serviciu și își câștigă pâinea pentru ca să-și poată întreține familia. Asta este în concepția noastră idealul de familie. Familia tradițională și activă. Acum să vă pun câteva lucruri pe care noi le-am făcut sau care sunt în curs de a fi definitivate sau le avem în programul de guvernare legat de sprijinirea familiei. Pentru că este cunoscut de către multă lume că avem un declin demografic destul de alarmant și că dacă în urmă cu 50 de ani, când ne nășteam noi, eram generații de peste 500.000 de copii nou născuți, acum sunt generații de sub 200.000. Asta se observă deja și în școli, se observă și în universități, dar se observă foarte mult și în zona activă a celor care efectiv lucrează în economie și a căror povară crește tot mai mult pentru că sunt nevoi să întrețină tot mai mulți oameni inactivi din diverse motive. Și atunci, importanța acestei creșteri demografice este pentru noi un deziderat și am făcut câțiva pași în acest lucru pe a sprijini familia. Și vreau să amintesc doar câteva dintre legile și amendamentele care au trecut în acest mandat, inițiate și susținute de Partidul Național Liberal. Sigur, în primul rând, amendamentul pentru majorarea indemnizației pentru creșterea copilului și creșterea gradului de cuprindere a beneficiarilor. Când spun acest lucru, mă refer că
pot beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului și cei care în ultimele 12 luni au făcut activități independente, care au fost supuse impozitării și vor beneficia de indemnizație de 2 ani sau în cazul copiilor cu handicap, indemnizația va curge pe perioada 3 ani de zile, în cuantum de 85% din venitul net pe ultimele 12 luni. Asta este un amendament pe care l-am făcut noi. Apoi am făcut un amendament la legea Guvernului privind procedura adopției, prin care am reușit să grăbim această procedură care era foarte greoaie, în așa fel încât familiile care nu au posibilitatea să aibă copii să poată, într-un termen rezonabil, să preia copiii fără părinți, în așa fel încât acesta să ajungă într-o familie cu posibilități, o familie iubitoare și care le oferă, sigur, o altă șansă. De asemenea, tot în acest domeniu de protecția familiei am promovat și trecut legea 351 pe 2015 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Și nu în ultimul rând, legea 90 pe 2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor. Deci astea sunt lucruri pe care noi deja le-am făcut. Ce ne propunem pentru viitorul mandat este, exact cum spuneam, încurajarea familiilor active ca să aibă copii. Și atunci noi am gândit o procedură prin care să familiile active care au al treilea copil să beneficieze de o scutire importantă pe impozit până când copiii împlinesc vârsta de 7 ani. Astfel, nu vom încuraja nemunca, statul la casă și traiul pe banii obținuți de la stat prin ajutoarele pe care statul le oferă copiilor. Noi credem că copiii trebuie să beneficieze de ajutoare, dar aceste ajutoare să vină în primul rând spre familiile active, spre familiile care își doresc să participe la până la urmă, la bunăstarea comunității. Pentru că trebuie să știe toată lumea. Toate ajutoarele sociale, toate subvențiile, pe care, sigur, societatea, statul este dator să le îndrepte spre cei care nu pot, din diferite motive, fie că sunt bătrâni, fie că sunt bolnavi, fie că pe o perioadă de timp și-au pierdut serviciul. Este datoria statului să susțină. Dar toate acestea vin de la cei care muncesc. Și de la cei care se trezesc în fiecare dimineață, se duc la serviciu, plătesc impozite. Asta este foarte important. De aceea noi, repet și aici vreau să închei, sprijinim familia tradițională și familia activă. Domnule deputat, am văzut în această perioadă PNL își dorește introducerea legii salarizării unitare. Care sunt beneficiile, pornind de la legea veche, legate de această lege? Sigur, PNL își dorește și PNL va reuși. Și deja am început să lucrăm la această lege împreună cu Guvernul Cioloș. Dar vreau să amintesc ascultătorilor noștri și celor care se uită la noi că în 2015 toate partidele am căzut de acord să lucrăm la această lege a salarizării unitare. Pentru că astăzi ne aflăm în domeniul bugetar într-o situație destul de ciudată. Sunt persoane care au aceeași pregătire, lucrează la același nivel de responsabilitate, dar lucrând în instituții, aparținând unor ministere diferite, au salarii foarte diferite și aici, când spun diferite, sunt diferențe de 2 până la 3 ori, ceea ce nu este firesc. Aceste diferențe sunt nefirești, nu este echitate. Ori noi ne-am propus cu toții să lucrăm la această lege unitară a salarizării în sistemul bugetar, tocmai pentru a reduce din aceste inechități. Și asta, în primul rând, prin creșterea celor care au venituri mici, pentru că se cunoaște cei care au venituri mari, nu, își vor pierde veniturile. Deci oamenii trebuie să știe acest lucru. De aceea, noi nu am fost de acord cu acea mărire populistă și care se adresa doar unor categorii de bugetari și care măreau discrepanțele pe care acum 2 săptămâni cei de la Partidul Social Democrat, în scop populist electoral, fără să identifice sursele și fără să respecte legea, pentru că legea spune că cu 6 luni înainte de alegeri nu se pot face măriri de pensii și măriri de salarii la bugetar. Și atunci am spus că trebuie să lucrăm la această lege a salarizării unitare a salarizării la bugetare, să vedem cum stăm cu bugetul, să ne creionăm niște priorități
și pe măsură ce sunt posibilități să facem această corecție, să reducem aceste discrepanțe, în așa fel încât în câțiva ani toată lumea să fie plătit corect pentru, sigur, pentru o muncă corectă pe care o prestează. V-aș întreba dacă mergeți la votul privind cererea de, de începerea urmăririi penale pentru domnul Eugen Veșiniu. Bineînțeles, luni am fost convocați, vom merge la acest vot și vreau încă o dată să subliniez, pentru că am văzut că presa spune parlamentarii nu au votat. Parlamentarii au votat împotriva cererilor justiției. Nu. Noi de 2 ani de zile avem o decizie de birou pe care o respectăm. Votăm la vedere. Deși votul este secret. Votul cu bile este secret. De regulă, votul la persoană este o cutumă, este un vot secret cu bile. De 2 ani de zile, tocmai pentru a nu fi discuții, pentru că eram acuzați că și noi încercăm să salvăm pe cei pe care urmărește justiția, doar că sunt colegii noștri parlamentari, să încercăm să-i salvăm de la ancheta sau până la urmă de la urmăririle penale care urmau. Și așa că, ca și în ultimii 2 ani, noi vom merge la vot și vom vota descris pentru cererea încuvințarea demărării cercetării penale pentru domnul Veșinariu, la fel cum am votat pentru toți. Aici vreau să fac o paranteză legat de proiectul nostru de guvernare în acest domeniu a reformei Parlamentului. Tocmai pentru că Parlamentul, care, paradoxal, ar trebui să fie cea mai importantă instituție democratică, pentru că este cea mai legitimă, este toți parlamentarii sunt votați de cetățeni, dar datorită prestației dezastruoase a unor colegi, datorită mediatizării doar a celor prestații negative, să zic așa, a ajuns la un nivel de încredere foarte, foarte scăzut. Pentru a corecta acest lucru, pentru că până la urmă noi nu putem merge înainte dacă nu avem încredere în propriile noastre instituții. Și la fel cum trebuie să avem încredere în justiție, cum trebuie să avem încredere în guvern, în poliție, în servicii, în oricine, în orice instituție, în sănătate, în profesori. Trebuie să avem încredere și în instituția Parlamentului. Și ca să facem acest lucru, noi am gândit câteva puncte, să zic așa, de reformă a Parlamentului. În primul rând am făcut acel cod de integritate pe care am încercat să-l respectăm cu strictețe, chiar dacă am pierdut și la alegerile locale și acum oameni valoroși din punct de vedere electoral, care ar fi adus foarte multe voturi, nu i-am pus pe listă pentru că nu respectau acel cod de integritate. Apoi, vom încerca să reparăm imaginea privind activitatea parlamentară. Pentru că acum, prin programul care există la Parlament, sunt foarte multe suprapuneri. Când există vot în plen, sunt unele comisii care lucrează, alte comisii sunt convocate de îndată. Sunt niște proceduri. Și în așa fel încât se creează imaginea asta că parlamentarii nu lucrează sau dacă lucrează, lucrează aiurea. De aceea noi o să încercăm să promovăm un program de lucru foarte fix, o săptămână plen, o săptămână comisii, o săptămână teritoriu. În așa fel încât nimeni să nu mai aibă scuza, domnule, nu am fost în plen că am fost la comisie sau n-am fost la comisie că am fost convocat în plen sau am avut o problemă importantă în teritoriu. Este foarte important acest lucru. Apoi, vrem să reducem la minim toate acele privilegii pe care îi spun privilegiile parlamentare și, în primul rând, imunitatea și pensiile speciale. Aici vreau să amintesc oamenilor, pentru că se uită. Noi am votat la vedere și odată, iar a doua oară am ieșit din sală când s-au votat pensiile speciale. Deci Partidul Național Liberal nu a votat pensiile speciale, cu excepția unui singur parlamentar. Dar totuși au trecut. Noi am depus chiar un proiect acum o lună zile pentru desființarea pensiilor speciale, în așa fel încât o să vedem cum reacționează colegii noștri din jurul Partidului Social Democrat când va ajunge la vot acest proiect de renunțare a pensiilor speciale. Deci cam astea ar fi măsurile pe care le-am luat noi privind reforma Parlamentului și privind transparența votului, pentru că aici vreau să ajung. Am cerut și am depus un proiect de lege în care toate voturile să fie la vedere, mai puțin votul moțiunii de cenzură și votul pentru instalarea guvernului. În rest, toate voturile să fie la vedere. În așa fel încât fiecare din parlamentari să-și asume ce a votat. Cetățeanul poate să vadă
la, atât în comisie cât și în plen, intrând pe site-ul Senatului sau Camerei Deputaților, cum a votat omul pe care el l-a trimis în Parlament pentru legea X sau pentru legea Y. Apropo că vorbeați de Partidul Social Democrat ca legi speciale și așa, Partidul Social Democrat duce acum o campanie în care vorbește de, într-adevăr, sunt cel mai mare partid din România, dar vor să includă absolut pe toată lumea. Ei spun partidul celor mulți. Dar realitatea este alta. Vedem la Teleorman ce se întâmplă și v-aș ruga puțin să comentați. Da. Imediat după 90, în anii 92, când a apărut Partidul Social Democrat, ei și-au spus partidul săracilor, partidul celor mulți. Sigur că asta, eu îi spun minciuna fondatoare. Asta a fost minciuna fondatoare pe care s-a creat acest partid, pentru că ei și-au pus această etichetă pe frunte că sunt partidul celor mulți și că vor bunăstarea românilor. Dar după 26 de ani, orice român cu bun simț poate să observe acolo unde au guvernat, unde au fost aleși de prestația Partidului Social Democrat, șomajul este foarte mare, localitățile și regiunile și județele sunt total nedezvoltate, au rămas mult în urma celorlalte județe care au fost conduse de partide de dreapta și în primul rând de Partidul Național Liberal. Iar cel mai flagrant este județul Teleorman, de unde domnul Dragnea provine. Este cel mai sărac județ din România, după 26 de ani, dintre care 14 ani a fost condus de domnul Dragnea ca președinte al Consiliului Județean. Eu nu cred că un clujan sau un ardelean ar putea să voteze un grup de partide care să sprijine instalarea domnului Dragnea în fruntea unui guvern și să ajungem ca noi, România, să fim conduși de un om care a guvernat 16 ani, cel mai sărac județ, statistica celor de la Institutul Național de Statistică. Sigur, o comparație între Teleorman și Cluj e un pic probabil cam forțată, dar am luat un județ din Transilvania, pentru că discutăm aici în fața clujenilor, și județul Teleorman, pentru că domnul Dragnea vrea să conducă România din partea Partidului Social Democrat. Și mă uitam la șomaj. La Teleorman este 10%, în Cluj 1,9%. Asistat social, noi avem 0,5%, la Teleorman 2,9%, aproape 3%. Procentul de promovare la bacalaureat, care este iarăși sugestiv pentru votanții Partidului Social Democrat. Și nu, aici vreau să fac o remarcă, nu locuitorii acelor regiuni, acelor orașe sunt vinovați, ci cei care timp de zeci de ani au condus și au ținut în această situație, tocmai pentru a fi dependenți de măsurile lor electorale și la fiecare tur de scrutin să vină cu câte ceva ca să primească votul. Nu mai vorbesc de salariul mediu net, care acolo este 1500, iar în Cluj este 2166. Și cel mai scandalos, să zic așa, este procentul din contribuția anuală la bugetul de stat care revine județului. Dacă Clujul revine doar 44% din cât trimite la bugetul general, celor din Teleorman le revine 143%. Iar numărul de firme, iarăși, este undeva de 7 ori mai mare. Dacă în Cluj sunt aproape 40.000 de firme, acolo sunt 5.700 de firme în Teleorman. Deci cam asta este diferența între o guvernare liberală, pentru că aici vreau să ajung, o guvernare liberală și o guvernare social-democrată. Acest lucru se vede pe parcursul a mai multor mandate, unde este Clujul și unde este județul Teleorman. Noi, clujenii, trebuie să fim foarte mândri de faptul că aparținem acestui județ, care este printre primele județe din Transilvania și că locuim în cel mai frumos sau în cel mai bun oraș, a cărei calitatea vieții este cea mai mare din România. Și asta nu o spunem noi, o spune foarte multă lume. Toți cei care vin și vizitează Clujul și am avut ocazia să mă întâlnesc, am foarte mulți studenți străini, am profesori asociați care vin din alte țări, care spun, la Cluj se poate trăi. PSD propune tot în această campanie, sau își propune să creeze cât mai multe locuri de muncă. Cum vedeți această propunere a lor? Sigur, condițiile în care niciodată n-au făcut nimic. Dacă... Sigur, îmi amintesc că în 2012 domnul Ponta propunea 1.000.000 de locuri de muncă. N-am făcut nici... Bun. Din potrivă, la finalul guvernării PSD, după 3 ani, erau locuri de muncă mai puține. Domnul Cioloș n-a promis nimic, dar într-un an de zile a reușit să creeze 154.000 de locuri de muncă. Nu știu dacă sunt multe sau puține, dar a creat ceva fără să apară toate ziua la televizor să ne spune ce va face. Dânsul a făcut. Păi,
cum să creeze Partidul Social Democrat locuri de muncă când au tăiat masiv toate investițiile publice? Pentru că tăind investițiile publice, acele firme care lucrau și-au pierdut contractele. Firmele respective au trebuit să-și concedieze angajații. Deci nu aveau cum să creeze locuri de muncă în momentul în care tai masiv investițiile. Și încă o chestie care va avea efect pe termen lung și pe care noi încercăm acum să o corectăm, desființarea școlilor profesionale. Doamna Andreescu, care a fost ministrul învățământului și care era rectorul Universității din București, a făcut două gesturi pe care nu avea dreptul să le facă niciun om politic sau nici măcar un dascăl. A desfințat școlile profesionale și astfel nu mai avem meseriași aproape nici într-un domeniu și toată lumea care lucrează și are de oferit locuri de muncă observă acest lucru. Și a mai făcut o chestie destul de păcătoasă, unde a știbit foarte mult imaginea învățământului universitar românesc și aici mă refer la acea idee de a primi în universități absolvenții de liceu care nu și-au luat bacalaureatul. Uitând sau făcându-se că uită, doar în scop pur electoral, că învățământul universitar este un învățământ de elită. În învățământul universitar trebuie să intri prin un examen și nu oricine trebuie neapărat să aibă o facultate, ci doar dacă poate să facă această facultate. Ori să ajungi să spui tu ca ministrul învățământului că vei primi în învățământul universitar absolvenți de liceu care nu și-au luat bacalaureatul, este foarte grav. Da, vorbim despre aceeași doamnă, dacă putem spune așa, care plângea alături de copii din clasa 0 pe la televizor și alte lucruri, când de fapt cu toții vedem că au reușit să distrugă o mare parte din învățământul românesc. Din păcate, să vedem ce se va putea face de acum încolo. Cred că noi românii, într-un fel, ne-am și trezit și ne dăm seama că fără educație, care stă până la urmă la baza țării, nu ajungem nicăieri. Asta este sincer părerea mea. Vorbim despre creșterea de taxe a PSD-ului. Atunci ne amintim cu toții, în guvernarea Ponta apărea supra-acciza la combustibil, taxa pe stâlpi și alte taxe extrem de mult discutate. Acum vor să le scoată, din câte înțelegem, sau... Da, vedeți, Partidul Social Democrat face doar gesturi acestea electorale și populiste. Vine acum cu niște mesaje de acestea PSD vă dă, nu vă ia, PSD vă taie taxele. Bazându-se pe faptul că oamenii uită. Dar nu cred că oamenii informați, și repet, aici mă adresez în primul rând oamenilor informați. Nu cred că oamenii informați uită că în 2013 guvernul Ponta, pentru a putea simula câteva măriri de salarii sau de pensii, a introdus niște taxe total neserioase. Este taxa pe stâlp, taxa pe bacșiș, supra-acciza pe carburanți. Iar acum, brusc, în prag de alegeri, vin cu această relaxare fiscală, promițând în paralel și creșterea salariilor, ceea ce este total necredibil, pentru că nimeni nu poate să creadă că dacă tu reduci colectarea la buget, în același timp vei avea posibilitatea și vei avea resurse financiare să mărești pensiile și salariile. Sigur, cu toții ne dorim ca noi și familiile noastre și cei din jurul nostru să aibă salarii și pensii bune, decente. Până la urmă, este normal să fie. Dar trebuie să fie și de unde. Ori nu poți să vii cu tupeu, după ce ai introdus cele mai neserioase taxe, să spui că tu dorești să tai taxele. O altă problemă spinoasă, putem spune așa, în Sărmăteana a Clujului, este spitalul regional. Avem mare nevoie la Cluj de un spital regional. PSD-ul la fel anunță că vor construi spitale. Adevărul unde este și... După cum ați văzut, la acest moment, imediat după alegerile locale, după ce liberalii au luat majoritatea în Consiliul Local și președinția Consiliului Județean, s-au și demarat lucrările, adică demersurile de a relua proiectul de construcția unui spital regional. La acest moment, din câte știu eu,
amplasamentul a fost predat Ministerului Sănătății, adică suntem cei mai avansați dintre, că mai sunt câteva metropole în țară unde se pot face spitale regionale, dar vreau să punctez aici și vreau să vă spun că la Cluj, spitalul regional este deja cumva pe țeavă, adică s-a demarat proiectul, amplasamentul unde va fi construit este predat Ministerului Sănătății, urmând ca să se derulează ceilalți pași care vor pune în practică acest proiect de anvergură. Consider că acest spital este foarte binevenit și este în folosul cetățenilor, nu atât Clujului, cât și județului în ansamblu. Așa e. Domnule deputat, cum vedeți, poate la nivel național, această propunere a PSD de a construi spitale în condiții în care cred că știm? Sigur, pe un program de guvernare, pe un fluturaș de acesta pe care îl pui în poștă sau îl dai oamenilor în mână, poți să-ți treci orice. Și fiecare partid în această perioadă încearcă să pună acolo lucruri pe care oamenii le-ar dori. Dar ești mai puțin credibil când atâta vreme cât ai fost la guvernare, n-ai făcut nimic în acel domeniu și vii doar acum, în prag de campanie, să spui că vrei să faci ceva. Eu chiar m-am uitat așa pe o statistică. În toată perioada în care a guvernat Partidul Social Democrat, nu s-a construit niciun spital și chiar într-un interviu domnul Dragnea a recunoscut acest lucru. Problema aceasta a spitalelor de urgență regionale este de multă vreme. Iar la Cluj noi am demarat acest proiect în 2006-2007. A fost o perioadă de stagnare. Acum, Guvernul Cioloș a reluat acest proiect pentru primele trei spitale, dintre care cel mai important, sigur, pentru noi clujeni este cel de la Florești. S-au demarat lucrurile, s-au alocat banii, s-au semnat contracte și cu Comisia Europeană. Deci până în 2020 noi la Cluj vom avea un spital regional de urgență. Cum vedeți, dacă e să vorbim despre guvernarea Ponta, absorpția de fonduri europene în România? Da, vedeți, ei au atacat toată această perioadă Guvernul Cioloș, spunând că Guvernul Cioloș nu a tras niciun fond european. Sigur, este o minciună, dar o minciună repetată și spusă pe mai multe canale de știri. Poate la un moment dat să fie considerat un adevăr pentru unii. Adevărul este că dacă ne uităm pe raportul de guvernare pe care l-a făcut Guvernul Cioloș și pe care, din păcate, trebuia să-l facă mai devreme și trebuia să-l comunice mai mult, cei care lucrează în sistem sigur că îl cunosc, dar marea masă a populației nu cunoaște acest lucru, s-a observat că, de fapt, în această perioadă de un an s-au absorbit peste 6 miliarde de euro. A crescut undeva gradul de absorție de la 58% spre 80% și aici mă refer la exercițiul bugetar 2007-2014, pentru că iarăși este foarte important de știut că în 2015, Guvernul Ponta, când s-a retras, nu erau făcute ghidurile, nu erau softurile, nu erau pregătite și programele pe diverse sectoare pentru absorbția fondurilor europene pentru exercițiul bugetar 2014-2020, pentru că este vorba de cu totul alte lucruri. Oricum, media pentru 2015 și pentru 2016, media europeană este undeva de 1,5% absorbție. Totdeauna la început lucrurile demarează mai greu, iar România se află, prin efortul pe care anul acesta l-a făcut Guvernul Cioloș, undeva la 1%. Sigur că este foarte mică față de 2 sau 3 ani înainte, pentru că, repet, este vorba de a demara niște proiecte și acest fapt se întâmplă în toată Europa. Este foarte important de știut că toate softurile care se lucrau pentru schemele de ajutor și pentru proiecte, toate erau câștigate de firma domnului Ghiță. Și lumea uită. Toate ghidurile, erau făcute doar 7 ghiduri din cele 40 ceva care acum sunt gata pentru fiecare sector în parte. Deci, practic, nu era demarată nicio procedură pentru absorbția acestor fonduri, pentru exercițiul bugetar care acum începe. Deci, după un an de zile, Guvernul Cioloș a reușit să facă foarte multe lucruri, deși au fost lăsate în urmă de către Partidul Social Democrat. Și iarăși, cred că trebuia să vină la începutul mandatului să spună am pornit Partidul Social Democrat și domnul Teodorovici și domnul Ponta, care tot trâmbiță pe la televizor, ne-au lăsat la minus 0, la minus 1. Înțelegeți? În privința autostrăzilor,
zona aceasta, mai ales Transilvania, are nevoie de autostradă, are nevoie de o legătură cu Bucureștiul, are nevoie de o legătură cu țara. Cum vedeți programul PNL și promisiunile, dacă putem să le luăm în paralelă, cumva că nu se întâlnesc, pentru construirea de autostrăzi în România? Da. Vreau să spun că și în acest domeniu toate proiectele mari de investiții erau blocate, inclusiv pe infrastructura de transport. Și iarăși vreau să reamintesc că Guvernul Ponta a reușit ca la finalul guvernării să aibă mai puțin kilometri de autostradă funcțional decât în anul precedent. Guvernul Ponta a fost singurul guvern care a inaugurat autostradă, dar la sfârșitul mandatului avea mai puțin kilometri, pentru că toată lumea știe că după inaugurare, la câteva săptămâni, autostrada zona Sebeș s-a dărâmat. Deci, este un guvern care a făcut minus 7 km de autostradă, dar totuși a inaugurat. Aici iarăși vreau să amintesc celor care ne privesc că în acea perioadă domnul Ponta era la televizor și ne spunea cu nonșalanță că el nu va mai candida dacă nu se termină autostrada Comarnic-Brașov. Iar domnul Șova, care era ministru al transportului în acea perioadă, spunea: eu am să mă mut cu cortul pe autostradă și tot o să termin autostrada Comarnic-Brașov. Sigur că lucrurile acestea nu s-au întâmplat. I-am văzut, în schimb, desenând cu Carioca pe hârtie, pe la televiziuni, traseau masterplanul cu care s-au făcut de râs pe la Bruxelles. Și abia acum, Comisia Europeană a aprobat și a finanțat masterplanul de transformație, planul unde este prins sau sunt prinse și foarte multe drumuri care interesează sau intersectează județul nostru și mă refer în primul rând la centura de est a Clujului, mă refer la drumurile prin care se va ușura, să zic așa, circulația între Cluj și Florești, mai precis între Gilău și Cluj. Toate sunt acum prinse masterplanuri, sunt aprobate și sunt finanțate și vor începe să se demareze lucrări pe aceste sectoare. Credeți că, vă întreb puțin, credeți că PSD îl va propune pe domnul Liviu Dragnea ca premier pentru România? Nu știu, ei se încăpățânează sigur să-l propună pe domnul Dragnea, pentru că deocamdată nu au un alt candidat care să țină PSD și gruparea de partide din jurul PSD, pentru că ați văzut, domnul Ponta candidează din partea PSD, dar sprijină partidul România Unită, pe care îi văd peste tot la televizor, un partid mic, gălăgios, cu un discurs anarhist de stânga, dar care vrea să colecteze voturi de pe dreapta, deci ceva nedefinit. Dar prin care deși speră să crească la 5% și cu care să facă guvernarea. Și iarăși, într-un mod indecent, încearcă să atragă voturi pentru acest partid, voturi naționaliste, fostele voturi ale Partidului România Mare sau ale PUNR-ului, povestind ei despre România Mare, despre unirea cu Moldova. Eu iarăși mă simt nevoit să spun că din toate partidele care se află astăzi pe șichierul politic, singurul partid care a participat la modernizarea României, singurul partid care a contribuit decisiv la Marea Unire, a fost Partidul Național Liberal. Noi de regulă facem lucruri și nu spunem. Poate că trebuie să le spunem mai des. Dar noi de-a lungul istoriei am făcut lucruri pentru România și atunci la Marea Unire am făcut Unirea, pentru că au fost niște conjuncturi favorabile, iar cei care au condus Partidul Național Liberal au avut inteligența și să zic așa, și voința să facă posibil acele conjuncturi. Ce părere aveți despre declarația domnului Liviu Dragnea, acum că se teme foarte tare că aceste alegeri vor apărea probleme la vot și vor fi oarecum furați? Sigur, toată lumea își amintește, cei care au participat la procesul electoral și cei care au participat la organizarea alegerilor, că anul trecut, anul acesta în vară la locale, cred că a fost pentru primul an în care nu s-a mai putut face votul multiplu. Pentru că era acea persoană în secția de votare cu un calculator care toată lumea care a intrat în sediu era introdusă într-o bază de date, în așa fel încât, în timp real, dacă doreai să votezi în altă parte, nu aveai cum să votezi.
Deci au fost niște alegeri cu adevărat liber. Iar, sigur, domnul Dragnea vorbește de fune în casa spânzuratului. El este condamnat, sigur, cu suspendare, tocmai pentru că a încercat să fraudeze și a fraudat în bună parte alegerile, sigur, în județul Telorman sau acolo unde și-a putut permite acest lucru. Acolo unde ne amintim cu toții că au votat și morți, dacă putem spune așa. Domnule Sământeanu, ce vă propuneți pentru Gherla? Ce credeți că ar fi nevoie ca Gherla să meargă mult, mult mai bine? Da. În primul rând, doresc ca alături de colegii mei să particip activ atât de domnul deputat, care actualmente este în funcție și eu zic că 100%, nu 100%, va fi în continuare deputat, să particip activ la toate proiectele care aduc bunăstare și aduc un plus de confort cetățenilor, atât județului Cluj, prin funcția de consilier județean, cât și în special municipiului Gherla. Și în primul rând mă refer aici strict la municipiul Gherla, un proiect personal pe care alături de colegii mei din Partidul Național Liberal am încercat să-l implementăm la Gherla, dar momentan încă nu s-a putut, crearea unui parc industrial la nivelul municipalității care să creeze noi locuri de muncă pentru cetățenii municipiului Gherla, care eu zic eu că sunt în folosul și spre binele tuturor. Ca tinerii să rămână la Gherla și să-și închege familii, iar Gherla să prospere în acest context. Domnule deputat, cum vedeți relația României în prezent și pentru viitor cu Rusia și Republica Moldova? Sigur, noi putem observa că de ceva vreme Rusia se comportă ca o țară din Europa, dar nu ca o țară europeană. Regimul Putin a încercat să redefinească Rusia ca o nouă putere mondială. În această perioadă, și mai ales în ultimii 2 ani, de când au început conflictele în Siria și prin tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, în Crimea, Rusia încearcă să se repoziționeze, încearcă să obțină o poziție favorabilă într-o nouă ordine mondială pe care Putin speră să obțină acum după toate aceste mișcări. Multă lume se teme și s-a temut de victoria domnului Trump în America, că eventual domnul Trump va face o înțelegere cu Putin în așa fel încât Europa să fie iarăși împărțită în două sfere de influență. Eu nu cred acest lucru. Și cred că relația noastră cu Rusia nu poate să treacă decât prin relația noastră cu NATO. Relația NATO-Rusia, parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite și, de asemenea, prin relația Statele Unite și Rusia. Cât privește Republica Moldova, eu cred, și noi, Partidul Național, credem că România are dreptul să aibă o relație privilegiată, o relație specială cu Moldova. Pentru că avem o istorie comună, o cultură comună și o limbă comună cu majoritatea cetățenilor din Republica Moldova. Dar noi credem că Republica Moldova trebuie sprijinită altfel. Până acum, Republica Moldova a fost sprijinită doar prin unii reprezentanți care, ajungând la putere, au dezamăgit și în relația cu noi, dar și acolo. Noi credem că relația cu Republica Moldova trebuie să fie mai instituțională. Noi trebuie să sprijinim instituțional Republica Moldova. Agenții economici din România trebuie să aibă relații foarte bune, relații comerciale, relații economice cu agenții economici din Republica Moldova și sunt oportunități în acest sens. Anul acesta am avut două vizite cu investitori din România care s-au deplasat în Republica Moldova la Chișinău, am avut întâlniri cu Ministrul Agriculturii, cu Ministrul Economiei, cu domnul Chirtoacă, primarul, cu Asociația Oamenilor de Afaceri de acolo. Acest lucru va continua. Noi credem că asta este calea de sprijin pe care România trebuie să facă vis-a-vis de Moldova. Și mai credem că noi trebuie să-i conștientizăm pe cetățenii din Republica Moldova că România este o țară care vrea să cucerească Moldova. Și că România este o țară care întinde mâna Moldovei pentru a o ajuta pe calea europeană, calea cea mai sigură, ca într-un viitor mai puțin previzibil, sigur, să fim iarăși împreună. Deci putem fi împreună cu Moldova doar într-o Europa mare, consolidată,
și în care și cetățenii moldoveni să se simtă cetățeni europeni cu toate drepturile și aparținând unei zone puternice economic. Care credeți că sau cum credeți că vă vota românii? Există interes, având în vedere că v-am văzut activ în tot județul Cluj, există un interes al românilor în această campanie și în special pentru, vorbim de ziua de 11 decembrie pentru a merge la vot? Sunt clujenii pregătiți? Eu sper ca lumea să iasă la vot, pentru că cetățenii, în general, dar sigur cetățenii Clujului, pentru că lor ne adresăm acum, ar trebui să știe că, practic, esența democrației este chiar cetățeanul care este angajat în viața publică și că dacă lași un sistem democratic doar pe mâna politicienilor, fără control și fără monitorizare continuă din partea cetățenilor, acesta se poate degenera. De calitatea actului cetățenesc depinde și calitatea sistemului, a celor care conduc cetățenii. Acest lucru ar trebui să fie conștientizat de foarte multă lume. Și de ce spun acest lucru? Am cunoscuți, am prieteni. Unii foarte solid din punct de vedere social, alții mari plătitori de taxe și impozite, care vin și spun, eu sunt om serios, pe mine nu mă interesează politica, eu nu intru în politică, eu nu intru în viața publică, eu văd de treaba mea. E bine, le-am spus și le spun și acum, dacă stai deoparte, nu intri în viața publică, nu intri în viața politică, nu neapărat activ. Dar dacă nu-ți exerciți nici măcar dreptul la vot, dacă nu vorbești cu cei din jurul tău să meargă la vot, să voteze indiferent cu cine dar să voteze, atunci totdeauna soarta ta, a business-ului tău, a familiei tale, va depinde doar de cei care, într-un fel sau altul, sunt scoși la vot. Apropo de modul cum sunt scoși la vot cetățenii de către Partidul Social Democrat, cu mita electorală și sau cu promisiuni populiste. Da, cred că nu vor lăsa nici de această dată aceste vechi obiceiuri. Da, dar mesajul meu este în primul rând către cetățeanul informat, către cetățeanul care vrea mai mult, către cetățeanul care are puterea să, la un moment dat, să-și tragă de urechi deputatul sau consilierul. Pentru că degeaba tot povestim și spunem și ne lamentăm că avem politicieni foarte slabi. Politicienii nu sunt decât măsura votului pe care noi cetățenii îi dăm. Avem ocazia ca din 4 în 4 ani să schimbăm. Dacă nu ne convine, să schimbăm. Sau și pe perioada mandatului să le monitorizăm activitatea, să ieșim public. Sunt ONG-uri, sunt tot felul de acțiuni civice prin care, și acum internetul este un mijloc foarte, foarte rapid de comunicare, prin care putem să monitorizăm prestația unui politician, astfel încât fie să corectăm prestația lui, fie peste 4 ani să nu mai votăm sau să determinăm ca el să nu mai fie pe această listă. Dar speranța mea este că lucrurile încet, încet se repară. Adică oamenii devin tot mai conștienți de puterea pe care au prin acest vot democratic și conștienți de faptul că dacă participă la acest act democratic, au șansa ca și viața lor să fie mai bună, singur, peste noapte, pentru că lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. Dar în timp, corectând clasa politică, corectând comportamentul instituțiilor, pentru că acest comportament al instituțiilor este dat de multe ori de către politic, și șansa de a, ca lucrurile să fie mai bune în România crește. Domnule Sămărtean, cum vor vota ghelenii? Vor ieși de data asta la parlamentare? Au de ce să iasă? Da. Bună, e foarte bună întrebarea. Chiar au de ce să iasă ghelenii acum la parlamentare, deoarece aici, de față, lângă noi, domnul deputat Oros Adrian, și aici mă refer strict doar la Gherla, mesajul pe care vreau să-l transmit acum e doar pentru Gherla, dar în ansamblu și pentru Cluj, domnul deputat Oros a confirmat și mandatul care tocmai îl încheie și începe un nou mandat. Revin, ghelenii pot să iasă și trebuie să iasă la vot, pentru că Partidul Național Liberal, prin reprezentanții care le au pe listele de partid, domnul deputat, dar și de față, este un gherlan autentic, este născut în Gherla, este educat în Gherla, este unul care a sprijinit și sprijină în continuare Gherla.
Tocmai de asta doresc să rog pe această cale prin intermediul dumneavoastră ca în 11 decembrie, chiar dacă suntem într-o perioadă puțin mai ciudată din punct de vedere al anotimpului, adică vremea e mai rece, ziua este mai mică, așa mai departe, să iasă la vot și să voteze listele Partidului Național Liberal, pentru că în acest mod, printr-un guvern liberal de dreapta, prin faptul că avem președintele Consiliului Județean, prin faptul că avem majoritate, prin faptul că avem foarte mulți primari la nivel de comune, putem să aducem bunăstare și confort oamenilor în județ. Timpul nostru s-a încheiat pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult și așa cum de fiecare dată v-am transmis, votați în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc tare mult. O zi frumoasă. Vă mulțumesc.